venit însoțite de autoarele lor, Raluca Ciochină și Cristina Ispas. Fresh literar de Club A, spuneau organizatorii despre cărțile celor două tinere autoare. Greva tăcerii și rezervația au apărut sub tiparul editurii Casa de Pariuri Literare, pariu pe care l-a făcut și Nora Iuga, invitată să vorbească la dubla lansare. Raluca Ciochină mi-a plăcut la nebunie din prima. Nu pune probleme mari. Nu aruncă teme esențiale sau nu știu ce. Nu se văicărește, nu e patetică, nici vorbă, nici nu știi măcar dacă e poezie sau proză. Și asta îmi place la nebunie, fiindcă asta e teoria mea de mult. Când aveam 6 ani, mama mi-a arătat un bilet pe care îl lăsase tata înainte să plece de acasă. Pe biletul acela scria Greva tăcerii. Numai că, la vârsta de 6 ani, eu nu știam să citesc. E mai mult decât o tăcere, deci. Este o fugă de responsabilitatea cuvintelor. Și lucrul ăsta trebuie să ne dea în foarte mare măsură de gândit, mai ales că avem de-a face cu o debutantă. Sunt foarte multe versiuni, foarte multe povești înăuntru. Nu este o carte liniară și am considerat că trebuie să o scriu ca să pot să merg mai departe către alte tărâmuri literare, firește. Despre cel de-al doilea volum de poezie lansat, Rezervația Cristinei Ispas, Nora Iuga spune că poezia ei, a Cristinei Ispas, e aproape ca o gaură neagră, înțelegi tu? Unde nu mai este nimic. E capătul lumii, e capătul tuturor înțelesurilor. Pentru asta mie mi se pare uriașe. Eu n-am mai citit o poezie de genul ăsta. Triplă lansare de carte la Muzeul Național al Literaturii.